Bun venit la Starea Libertății. S-a învățat, domn președinte, îi cheamă pe liberali zilnic la Cotroceni. Cum ar fi să aflăm că de fapt domn președinte nu prea vorbea pentru că nu trecea nimeni pe la el, domne. Nu-i călca niciun suflet pragul, nu-i intra niciun drumeț în casă. La început, când i-a chemat pe cei din guvern la Cotroceni, am zis bravo, domne, da, așa trebuie făcut, mi se pare normal. Plus că mi-am zis eu, uite, domn președinte își asumă guvernarea. Ne-a bătut el la cap cu vreau guvernul meu, dar acum, după ce are guvernul lui, îl pune la treabă. Apropo, domn președinte, sperăm să fie și guvernul nostru, măcar în orele în care n-ai matale treabă cu el, da? Mulțumim. Exact, mă întreb, chiar trebuie să chem miniștrii și premierul zilnic pe la tine? Pare așa, aflare întreabă. E doar acum până trece bugetul? Ce e totuși atât de urgent și de complicat și de complex și de nu știu cum să mai zic, astfel încât să nu discutați la telefon, să nu schimbați documente? Intrați naibii pe FaceTime, pe Skype, pe WhatsApp, se dă video peste tot acum. Bănuiesc că aveți țeavă de net, nu sunteți cu minute limitate, cu dat bipuri. A trecut epoca aia, acum poți să vorbești 24 din 24. Mă uitam că au albit oamenii aia pârtia la păltiniș, iar domn președinte se întâlnește cu Orban și cu Câțu toată ziua. O fi bolnav, m-am întrebat? Da, zic să nu-mi fac păcate, domne, l-o fi luat extenuarea după dezbaterea aia de la bibliotecă. E și stresul, na, plus că n-avem de unde să știm noi, dar e foarte posibil ca doamna Veorica să fi umblat și cu niște vrăji, cu niște... să-i taie puterea, să-i lege energiile, știți ce zic? Da, bă, ce-or face ei zi de zi acolo? Pe asta cu bugetul n-o cred. I-am văzut destul de relaxați când vine vorba despre buget. În anii trecuți, și liberalii și Iohannis plângeau instantaneu dacă auzeau de un deficit de peste 3%. Spuneau că suntem rușinea Europei. Dar acum se face bugetul plecând de la deficit de 3,5. Deja pare că nu ne mai interesează. Poate că ajunge la 5%, mai știi? Dă-l încolo, sunt niște cifre și atât, nu, domnul Iohannis? Prea le punem noi la suflet procentele astea. Da, vă zic, mie să-mi stea inima, nu alta, când am auzit de deficit de 4,3 anul ăsta. Dar oamenii sunt relaxați. De asta zic, nu e ceva apăsător, așa, nu-i văd triși, nu-i văd încrâncenați. Bă, ne vedem, bă, ne vedem, să rezolvăm ceva, să... Nu-mi dau seama de ce se văd zi de zi, zi de zi. A? Ar mai fi o chestie. Să se invite Orban ca să profite de protocol, a? O pișcoțel, un sărmăluță, dacă mă înțelegeți. Fentează câte o masă, mai bagă și în buzunar, aie, pune un ban deoparte. Că cine știe când rămâne iar fără muncă și să nu mai dea pe ștevie dimineața la prânz și seara. A, cred că de la ștevie are părul ăla atât de negru, a? Își dă și pe cap. Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației pe Prima TV.